Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Prea cucernici confrați preoți, cuvioase surori, iubiți frați și surori în Hristos, suntem într-o duminică frumoasă, o zi frumoasă de primăvară, suntem în mijlocul postului, în duminica numită a Sfintei Cruci, la câteva zile de Marea Sărbătoare a Bunei Vestiri. Și toate aceste lucruri, chiar dacă suntem cuprinși încă de suflul războiului care are loc nu departe de noi, de vești triste, apropo de oameni care suferă, care pleacă din casele lor, care se depărtează de familiile lor, de oameni care mor. Misterul Sfintei Cruci luminează într-un mod cu totul aparte ceea ce trăim astăzi la nivel mondial, dar și ceea ce trăim în inimile noastre, în familiile noastre. Suntem chemați ca și creștini să dăm o mărturie și să demonstrăm că și în momentele dificile și în momente tragice reușim să păstrăm un zâmbet în sufletul nostru. Nu fiindcă lucrurile merg bine neapărat, ci fiindcă știm că dincolo de orice rău pe care îl vedem în această lume, există acest mister al crucii prin care moartea a fost biruită. Și atunci nu există tragedie în lumea aceasta care să aibă ultimul cuvânt. Sărbătoarea de astăzi, Misterul Sfintei Cruci, duminica pe care o celebrăm, este în inima misterului creștin. Și trebuie cu adevărat să medităm la acest lucru, să-l purtăm în rugăciune, să cerem lumina Spiritului Sfânt, fiindcă în fiecare zi avem nevoie de noi lumini pentru a înțelege în ce fel viața noastră, viața familiilor noastre, cu suferințele și cu bucuriile inerente, are o legătură și este cuprinsă în misterul Sfintei Cruci, care ne duce spre înviere. Dacă nu facem în felul acesta, totul pare absurd. Nimic nu are sens. Fiindcă nu putem explica nimănui suferința tuturor oamenilor. Nu putem explica nimănui de ce Dumnezeu permite o astfel de suferință. Nu putem explica nimănui de ce oameni trebuie să moară din vina altora. Și ce legătură avem noi cu suferința, cu durerea, cu moartea lor, dar și cu pacea și cu liniștea din sufletele lor. Noi ca și creștini suntem chemați la o datorie extraordinară, la o misiune extraordinară, aceea de a fi sarea pământului. Sarea este ceea ce dă gust. Și noi, în primul rând, trebuie să dăm gust vieții noastre, vieții noastre personale, vieții noastre de familie și vieții din lumea în care trăim. Suntem chemați să fim lumina lumii. Și așa cum soarele luminează atât de frumos astăzi, așa trebuie să lumineze și viața noastră pentru noi înșine și pentru cei din jur. Suntem semne în mijlocul suferinței. Oaze de pace și de bucurie în mijlocul războiului. Și trebuie, în primul rând, zi de zi, noi înșine, să redescoperim în continuu, misterul crucii și în ce fel, prin misterul crucii, speranța din sufletele noastre, din familiile noastre, nu moare niciodată. Există trei lucruri esențiale pe care Iisus le cere în Evanghelia de astăzi și, bineînțeles, ni le cere și nouă. Dar avem libertatea de a face acest lucru. Iisus spune și în Evanghelia de astăzi și în alte locuri, cel ce voiește să vină după mine.
Sau dacă voiește cineva să vină după mine. Iisus nu ne obligă niciodată. Suntem tot timpul liberi. Acesta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care ne dăruiește o libertate absolută. Ne dăruiește inclusiv libertatea de a-L refuza. Și știm bine că o facem de multe ori. Ori de câte ori intrăm într-o logică de păcat. Ori de câte ori ne lăsăm prinși de propriul egoism. Ne lăsăm prinși de lumea în care trăim. Tot de atâtea ori ne îndepărtăm de Dumnezeu, îi întoarcem spatele. Dar putem să ne reîntoarcem. Și atunci din nou cuvintele Mântuitorului ne sunt adresate. Dacă voiește cineva să vină după mine, ce trebuie să facem? Ne spune Evanghelia de astăzi, în primul rând, să se lepede de sine. Iată un lucru care ne pune pe gânduri, care dă bătaie de cap filozofilor dintotdeauna. Cum să renunțăm? La ce din noi? De ce să renunțăm la o parte din noi? Ce înseamnă această renunțare de sine? Ca să înțelegem mai bine lucrurile, trebuie să punem Evanghelia de astăzi în context. Și vom vedea, dacă citim întregul capitol de la Marcu, capitolul 8, vom vedea că acest episod pe care astăzi îl ascultăm, cuvintele lui Iisus pe care le-am auzit, urmează după acel moment în care Iisus îi întreabă pe ucenici, cine spune lumea că sunt eu? Și unii spun că Ilie, prorocul, și Petru spune, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Tu ești Hristosul. Și atunci, Iisus dă la rândul lui o mărturie despre Petru și îi spune, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Petru, prin harul lui Dumnezeu, îl recunoaște pe Iisus ca și Hristos. Dar urmează un alt moment. După cuvintele lui Petru și după mărturisirea lui Iisus despre Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, Iisus le vorbește ucenicilor despre suferință, despre cruce, despre moarte și despre înviere. Și atunci același Petru îl ia deoparte și îl dojenește. E ca și cum i-ar spune că nu e bine cum vede lucrurile. Că nu e nevoie nici de suferință, nici de cruce. Și același Iisus, care îl lăudase pe Petru cu câteva clipe înainte, îi spune, înapoi a mea, Satana. Iată ce înseamnă să renunțăm la noi înșine. Fiindcă imediat după acest moment, Iisus spune ucenicilor și mulțimii prezente, cel ce voiește să vină după mine să se lepede de sine. Înțelegem mai bine în acest context ce înseamnă lepădarea de sine. Înseamnă să știm, să dăm prioritate planului lui Dumnezeu în viața noastră. Să știm să acceptăm crucea atunci când ea ni se prezintă. Să știm că nu avem de inventat o cale nouă, ci trebuie să mergem după Hristos. De multe ori avem planurile noastre. De multe ori avem propriile viziuni despre viața noastră, despre viața familiei noastre, despre viața copiilor noștri, cum ar trebui să fie, cum ar trebui să meargă, cum ar trebui să crească, unde ar trebui să învețe, ce ar trebui să devină. Și Iisus ne spune să punem toate aceste planuri în mâinile lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm în fiecare zi la Tatăl nostru, facă-se voia ta, nu voia mea. Asta înseamnă să renunțăm la noi înșine. Să nu-i spunem noi lui Dumnezeu unde trebuie să meargă, ci umili să acceptăm voia lui Dumnezeu și să mergem după Iisus, nu înaintea Lui. De aceea Iisus îi spune lui Petru, înapoi a mea, Satană. Fiindcă cel rău, de multe ori chiar sub aparențele binelui, încearcă să ne îndepărteze de Dumnezeu. Încearcă să ne arate o cale mai ușoară, mai simplă, în aparență. Dar acea cale simplă și ușoară nu mai merge după Iisus, ci merge după logica acestei lumi. Și atunci asta înseamnă să ne lepădăm de noi înșine. Nu să pierdem ceva din noi înșine, ci să câștigăm ceva. Și apoi Iisus ne îndeamnă ca în fiecare zi să ne luăm crucea. De cele mai multe ori atunci când ne gândim la cruce, ne gândim la suferință.
la încercare. E ca și cum ar trebui să ne trezim dimineața și cu resemnare să începem o nouă zi, ca un fel de Sisif al timpurilor noastre. Și să cărăm crucea cu resemnare, cu suferință, cu întristare. Crucea nu este așa ceva. Crucea este un semn de iubire. Este cel mai mare semn de iubire pe care Dumnezeu ni l-a dat. Când contemplăm crucea, contemplăm iubirea infinită a lui Dumnezeu pentru noi. Când contemplăm crucea, ne aducem aminte că Iisus, că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât l-a jertfit pentru noi pe unicul Său Fiu. Și de aceea atunci când Iisus ne îndeamnă să ne luăm în fiecare zi crucea, înseamnă să citim ceea ce se întâmplă în viața noastră, în familia noastră, în lumea în care trăim, prin semnul crucii, prin semnul iubirii lui Dumnezeu, știind că nimic nu se întâmplă în această lume, în viața noastră, în familiile noastre, fără voia sau permisiunea lui Dumnezeu. Și atunci știm că suntem în mijlocul providenței, oriunde am fi, orice s-ar întâmpla. Vă aduceți aminte și am ascultat cântând versurile despre lemnul din Vechiul Testament și lemnul crucii. Cum se redeschide poarta raiului prin lemnul crucii. Vă aduceți aminte de Moise, care atunci când era cu poporul în deșert, atinge cu o bucată de lemn apele amare, sărate, și ele se transformă în apă dătătoare de viață, în apă bună de băut. Așa se întâmplă și cu suferințele noastre și cu viața noastră atunci când le atingem de lemnul crucii. Nu mai sunt dătătoare de moarte. Nu ne anihilează. Nu ne apasă, nu ne lasă la pământ, fără blagă, ci ne dau viață. Și de aceea suntem chemați să ne luăm în fiecare zi crucea. Altfel spus, să atingem viața noastră așa cum e ea, de cruce în fiecare zi. Noi o facem, dar o facem de multe ori într-un mod automat, ori de câte ori ne însemnăm cu semnul crucii. Nu-l facem de multe ori din obișnuință, fără să ne gândim ce facem? Sau când avem o cruce în casele noastre, ne gândim cu adevărat, privind la acea cruce, că este semnul central al vieții noastre creștine? Că este semnul că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată, că orice suferință, orice durere am avea, orice boală, orice moarte, în viața noastră, în familiile noastre, în lumea în care trăim, toate capătă un sens privind crucea lui Hristos. Și că prin cruce mergem întotdeauna înspre înviere. Și bineînțeles, al treilea pas, dacă ne lepădăm de noi înșine, adică punem voința noastră în mâna lui Dumnezeu, lăsându-L pe El să ne arate calea. Dacă ne luăm crucea în fiecare zi, atingând misterul crucii de viața noastră așa cum e ea, mergem după Hristos. Știm sigur că mergem după El. Tot în Vechiul Testament există un moment în care Moise vrea să vadă fața lui Dumnezeu. Toți caută fața lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și Dumnezeu îi spune, voi trece prin fața ta, dar nu vei vedea fața mea, ci spatele meu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că îl vedem cu adevărat pe Dumnezeu atunci când îl urmăm, atunci când vedem spatele lui, atunci îl descoperim, atunci îl găsim. Atunci înțelegem cine este Dumnezeu. Atunci când mergem după El. Este viața noastră, iubiți credincioși, este viața familiilor noastre. Și astăzi vom avea bucuria să simțim într-un mod cu totul aparte acest mister al crucii, atunci când după Sfânta Liturghie vom merge cu toții și vom parcurge calea crucii, dar o cale a crucii specială, legată de familiile noastre. Asta pentru a înțelege că întotdeauna trebuie să unim viața noastră cu bucurii și cu suferințe cu viața lui Hristos. Să știm că suntem prezenți pe calea crucii, în viața lui Hristos. Că atunci când Hristos parcurgea calea înspre Golgota, noi eram prezenți în suferința Lui, în jertfa Lui de iubire. Și de aceea fiecare stațiune pe care o veți vedea are o legătură cu familiile noastre. Într-un fel sau altul,
Trebuie să descoperim felul în care misterul crucii, calea Sfintei Cruci, dorește un nou sens vieții de fiecare zi a familiilor noastre. Dorește o vindecare, dorește o mângâiere, o înviere familiilor noastre. Și aș vrea să mulțumesc din tot sufletul biroului pentru pastorația familiilor, pentru că a primit, a acceptat această misiune și surorilor din Congregația Maicii Domnului, în special Maicii Teodorina, pentru că a fost de acord ca acest semn al crucii să fie pus cumva în lumină aici, în mănăstirea la care celebrăm Sfânta Liturghie. Și aici veți găsi întotdeauna un semn de speranță, un semn de vindecare. Aș vrea să devină un loc în care familiile să regăsească sensul vieții lor concrete. Să regăsească vinul bucuriei atunci când li se pare că nu mai au vin. Aici să fie un semn în care Mântuitorul Hristos și Maica Sfântă să dea în continuu vindecare, mângâiere, iubire și speranță vieții concrete a familiilor noastre. Avem o datorie, iubiți credincioși, să trăim în primul rând noi aceste lucruri. Dar avem apoi datoria de a purta în lumea în care trăim acest semn minunat al crucii. De a vorbi altora despre iubirea conținută în acest semn. Și nu există mod mai bun de a vorbi despre Dumnezeu decât să trăim cu Dumnezeu. Lumea de astăzi are nevoie de martori, iubiți credincioși. De mărturisitori. Nu de cuvinte. Nu ajunge doar să ne mărturisim creștini și revin la acel moment în care Petru vorbește despre Hristos. Nu ajunge doar să vorbim despre Hristos, ci trebuie să mergem pe urmele Lui, să trăim împreună cu El. Prezența Mântuitorului să devină un semn viu de speranță și de iubire în viața concretă a fiecăruia dintre noi, în lumea în care trăim. Și atunci nu va mai fi război sau suferință sau întristare capabile să ne îndepărteze de iubirea și de speranța care ne vin de la Dumnezeu. Atunci vom ști că trăim în această lume, dar nu aparținem acestei lumi. Că suntem meniți să împărățim veșnic împreună cu Hristos. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să zică